Suntem împreună cu domnul Ovidiu Camiliu Petrescu. Vă prezint, stimați telespectatori, ultima apariție, o carte, aș spune eu, de versuri de excepție, o carte foarte, foarte frumos alcătuită. Felicitări, stimate domnule Camiliu Petrescu, pentru această extraordinar de frumoasă carte. A ieșit greu, dar a ieșit. Este așadar, o să ne spuneți de ce Ulise Orb, dar aș spune că a fost, iată, ați avut colaboratori deosebiți. Cartea este în engleză și în franceză, sunt traduse versurile. Este vorba de domnul Horia Blănaru și în franceză domnul Nicolae Pogonaru. Mi-ați făcut cinstea de a vă ilustra această carte și vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Mi-a făcut o deosebită plăcere să stau de vorbă cu versurile dumneavoastră și în egală măsură să fiu, aș spune eu, inspirat de ele. De ce Ulise Orb? Ulise Orb, tocmai Ulise ilustrează ideea de căutare, de regăsire a locurilor unde ai trăit. Dar în același timp, în cazul acesta, am spus Ulise Orb pentru că de foarte multe ori în viață, din nefericire, pierdem sensurile inițiale care ne-au condus existența. Ne rătăcim prin lume, nu mai vedem esența și idealurile. Uneori din vina noastră, alteori din vina altora, dar uneori rezultatul ăsta este care îl constați cu tristețe spre sfârșitul vieții. Sunt fără doar și poate o să ne întreagă de teme pe care le-ați abordat aici și unele din ele, aș zice eu, chiar foarte, foarte interesante. Cam ce ar fi de semnalat, aș zice eu, în ceea ce privește noutatea, cel puțin în ceea ce vă privește, a preocupărilor față de ce ați scris, aș spune eu, anterior? Aș spune că este ceva nou, pentru că unele poezii este o continuitate au fost ideilor, sau scrise, continuare. Au fost scrise de-a lungul timpului. Așadar, în momente de descurajare, de tristețe, scrie o poezie. Al doilea lucru care m-a determinat ca până la urmă să le strâng într-un mic volum a fost și faptul că îmi desfășor această activitate printre foarte mulți prieteni poeți și într-un fel chestiunea asta m-a stimulat ca și eu să public poezie. Da. Așa cum știți și cum am obișnuit deja scriitorii, poeții, cei care vin la mine în emisiune și discutăm aici și stăm la taifasuri, v-aș ruga să vă îndreptați atenția către o poezie de suflet, către, aș spune eu, reprezentativă pentru acest volum și să aveți amabilitatea să ne recitați, să ne spuneți, să ne citiți una dintre poeziile pe care le aveți aici strânse între aceste coperți. O carte, spuneam, deosebită, Ulise Orb, cea mai nouă apariție a domnului Ovidiu Camiliu Petrescu, o carte de versuri bilingvă, aș spune, și așa cum spuneam, o carte care este de găsit doar la autor, din câte am înțeles. Deocamdată, da, pentru că noi nu reușim să avem o relație cu librăriile foarte bună și nici nu putem să spunem că în ziua de astăzi poezia se vinde teribil. E o iluzie. Și atunci
Aceste cărți le dăruim pur și simplu prietenilor noștri, cunoștințelor, oamenilor interesați. Să mergem pe conceptul biblic, dăruind vei dobândi, și atunci cu siguranță că veți fi mai bogat cu prietenia multora dintre cititorii dumneavoastră, stimate domnule Petrescu, vă rog, dacă aveți amabilitatea să ne citiți. O să vă citesc chiar poezia care dă titlul cărții. Vă rog. Ulise Orb. Nu mai știu să mă întorc pe țărmul speranțelor părăsite cândva. Semnele dăltuite cu trudă în drumul de piatră s-au tocit sub bocancii unui noian de clipe. Rătăcesc prin ploaia rece ca moartea un Ulise Orb care a uitat ce căuta prin lume. Foarte frumos, foarte frumos, într-adevăr. Să încercăm și noi să ne întâlnim cu versurile, cu această carte excepțională la Galeriile de Artă, joi 26 octombrie, orele 17, unde vom fi împreună cu domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, autorul acestui minunat volum care se numește Ulise Orb, și vă vom invita la această lansare de carte, spuneam, la Galeriile de Artă Ion Andreescu, joi 26 octombrie, orele 17. Sunt așadar deosebit de onorat să găzduim la Galeriile de Artă alături de o expoziție foarte interesantă, despre care o să vorbesc imediat, o expoziție care poate că se cumva mulează ca o mănușă pe conceptul acesta a volumului de versuri Ulise Orb. Eu vă mulțumesc, stimate domnule Petrescu, pentru că ați avut amabilitatea să ne citiți una dintre poeziile dumneavoastră. În egală măsură să vă mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o în această după-amiază și să vă doresc succes la această lansare de carte de joi, încă o dată pentru telespectatorii noștri, joi 26 octombrie, orele 17, la Galeriile de Artă Ion Andreescu, sala Parter. Vom avea așadar un regal de poezie semnată Ovidiu Cameliu Petrescu. Vă așteptăm, intrarea este liberă, ca de obicei, într-un spațiu cultural deosebit care este cel al Galeriilor de Artă Ion Andreescu, așa cum bine v-am obișnuit de ani de zile și cum, iată, la anul împlinim 50 de ani, avem suficiente argumente ca aceste lansări de carte să devină o obișnuință pentru acest spațiu. Vom continua cu niște anunțuri pe care vreau să vă fac, să vi le fac, stimați telespectatori, anunțuri care se leagă de o manifestare culturală complexă, aș spune eu, care se desfășoară în egală măsură la Galeriile de Artă, dar și la Sala Mare a Consiliului Județean. Așadar, Asociația Culturală Transcendent vă invită la desfășurarea proiectului Festivalului Național Ambasadorii Culturii Buzoiene, ce va avea loc sâmbătă, 21 octombrie, după următorul program. La Galeriile de Artă, la ora 12, vernisajul expoziției de pictură, sculptură, grafică și arte decorative, unde sunt expuse creații ale artiștilor buzoieni, avându-l drept curator pe cine altul decât pe domnul președinte Valeriu Șoșnea. Expoziția va putea fi vizitată până sâmbătă sau de sâmbătă, începând cu până la orele 17, începând cu orele 12, în intervalul 22-24 octombrie, bineînțeles după programul Galeriilor de Artă. În egală măsură, imediat după vernisaj, vom asista la un micro recital instrumental susținut de trio Arts Nova din
Buzău. Așadar, iată un microrecital instrumental. Trio Ars Nova este foarte cunoscut, este o formație de muzică de cameră extraordinară pe care o să o ascultați, cred eu, cu plăcere după acest vernisaj. La orele 16, la Sala Mare a Consiliului Județean, vor avea loc două evenimente. Expoziția de costume populare în foaierul sălii, având-o ca prezentatoare pe doamna Mariana Țicleanu. Iar la orele 17 este concertul susținut de cele 7 corale invitate și aș vrea să le enumăr foarte repede. Corala Ortodoxă de Copii Glasul Îngerilor a Catedralei Sfântul Mucenic Sava din Buzău, Corala Mixtă Crescendo a Liceului de Artă Margareta Sterian din Buzău, Corala Ortodoxă Mixtă Neagu Ionescu a Catedralei Arhiepiscopale Înălțarea Domnului din Buzău, Corala Mixtă Pastorala din Focșani, Corala Mixtă Ioan Cristu Danielescu din Ploiești și Corala Ortodoxă Bărbătească Armonia din Constanța. Evenimentul se dorește a fi unul de înaltă ținută și are scopul de a promova artiștii buzoieni, membri ai formațiilor corale locale, dar în egală măsură artiști plastici tineri, dar nu numai, pictori, sculptori și graficieni, activitatea și creația acestora, precum și de a aduce o contribuție substanțială la educarea culturală artistică a publicului buzoian, care va fi cu siguranță prezent la această foarte interesantă activitate, acest proiect care, spuneam, se desfășoară începând cu orele 12 sâmbătă, 21 octombrie, la Galeriile de Artă Ion Andreescu, spuneam, începând cu vernisajul expoziției de pictură, grafică, sculptură și arte decorative, aparținând artiștilor plastici profesioniști din Uniunea Artiștilor Plastici, filiala din România, filiala Buzău, apoi un microrecital instrumental și apoi aceste două activități care se vor desfășura la Sala Mare a Consiliului Județean, un concert de corale invitate, așadar, vedeți, corala Liceului de Artă Margareta Sterian, apoi corala, celebra corală deja a Arhiepiscopiei Buzăului și invitați din Focșani, Constanța, Ploiești, iată, suficiente argumente pentru o sâmbătă după amiaza plină de cultură în excelenta organizare a Asociației Culturale Transcendent. În egală măsură, vă reamintesc invitația pentru joi 26 octombrie tot la Galeriile de Artă Ion Andreescu va avea loc lansarea volumului Ulise Orb, autor Ovidiu Cameliu Petrescu, invitatul meu din această după-amiază. Joi 26 octombrie, orele 17, suntem invitații domnului Ovidiu Cameliu Petrescu, repet, la Galeriile de Artă Ion Andreescu, Sala Parter, unde, spuneam, ne așteaptă un regal de poezie, un regal de poezie de care, aș spune eu, este legată și expoziția care va fi, iată, pe simeze în sala de jos a Galeriilor de Artă Ion Andreescu. Vă mulțumesc, stimate domnule Ovidiu Cameliu Petrescu, pentru prezența la această discuție, în această după-amiază în care am stat la Taifas despre cultură, despre literatură, dar nu numai. Vă mulțumesc și vă mai aștept. Și eu vă mulțumesc. O să vin de câte ori mă invitați. Vă mulțumesc în egală măsură dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit. Suntem aici la Clubul Artelor și vă dau întâlnire în fiecare miercuri, începând cu orele 17. La revedere!